Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Vă spun din cel de-al doilea oraș important din județul Gorj. Este vorba despre municipiul Modru. Îl am alături de mine pe domnul Cosmin Morega, primarul acestei localități, aflat la cel de-al doilea, la primul mandat, da? Mulțumesc, da, mulțumesc, la primul mandat. Urmează și cel de-al doilea în 2024. Ce vor vrea să cetățenii? Dumnealor sunt cei care vor decide în 2024. Bun, suntem în zona 0 pentru cei care nu sunt din orașul Motru și nu sunt cunoscătorii acestei zone, în zona 0 a municipiului Motru, în zona centrală, aici unde se execută în spatele nostru o investiție extrem de importantă și mult așteptată de către dumneavoastră de 2 ani, de când ați preluat mandatul de primar. Este vorba despre o reabilitare în totalitate și modernizarea casei de cultură a municipiului Motru, practic emblema culturală a acestei localități. Vă rog să ne spuneți de când au început lucrările la această investiție, cu mențiunea că este o valoare destul de mare, de peste 3 milioane de lei, cu finanțare din fonduri europene și nu de la guvern, și când estimați că vor fi finalizate, având în vedere că mai sunt câteva luni și vine sezonul rece de iarnă. Da, dumneavoastră știți că ați mai fost în zona noastră, cred eu că în 2017 a fost închisă definitiv această locație, Casa de Cultură a municipiului Motru. De atunci și până în prezent nu s-a mai putut derula nicio activitate, lucru care este de nedorit într-un municipiu, să nu poți să ai un spectacol, un teatru pentru copii, să ai o locație adecvată. Pot să vă spun că odată cu preluarea mandatului în 2020, acest proiect era blocat. Nimeni nu venea la licitație, nu se organiza licitația și a fost foarte, foarte greu să dăm drumul la această lucrare. Din ce cauză s-au prezentat constructorii la licitație? Constructorii, eu știu, mai multe probleme, s-a reactualizat și partea de finanțare. Era și subevaluată? Din punctul meu de vedere, consider că da, și asta este una din probleme și cea mai mare lipsă a constructorilor, acestor firme care să realizeze anumite lucrări, nu numai partea de construcție, avem inclusiv modernizare și montarea acelui sistem pe partea de incendiu, care din păcate sunt prea puține, s-au luat timpul respectiv, erau prea puține firme care efectuau această lucrare. Acum, după cum vedeți și dumneavoastră, lucrăm la partea superioară, jumate din partea superioară, să vedem în spate câtă muncă este să scoți mii de tone sau sute de tone de moluz pentru a turna și a face exact cum este în proiect partea de șarpantă de acoperiș. S-au schimbat o mare parte a geamurilor termopan, s-au făcut lucrări la partea de subsol, la partea de structură pe exteriorul clădirii, dar mai sunt multe de realizat. Ce ar trebui să spun, această parte de finanțare nu cuprinde întreaga reabilitare a casei de cultură și mai exact, datorită degradării în ultima perioadă până în 2020 a acestei locații, este necesar inclusiv schimbarea scaunelor, parchetului, partea de interior, zugrăveli și așa mai departe. Pentru acest lucru am luat în calcul chiar realizarea unui împrumut și sper că am până în 2024, că ar fi ideal să fie 2023, să poată să fie funcțional la toate standardele, să corespundă din toate punctele de vedere aceasta de casă de cultură. De atunci nu s-a mai făcut nicio reparație, modernizare la această instituție de cultură? Mi-aduc aminte că am avut o igienizare, dacă pot să-i spun așa, sau mici lucrări la partea de instalație termică, zugrăvire și anumite reparații la băile din interior, cred eu, prin 2014-15, dacă nu greșesc. De atunci, din păcate, nu. Și ce este cel mai rău, că în 2017 și-a închis definitiv ușa această sală și n-a mai putut fi folosită deloc. Cum este la interior? În ce stare se află această casă de cultură până să intre în procesul de reabilitare? Mi-aduc aminte că am ținut contractul atribuit pentru această lucrare firmei câștigătoare să-l semnăm chiar interior. Și șeful sau, cum să-i spun, patronul, administratorul acestei societăți, pe lângă faptul că nu i s-a mai întâmplat niciodată o astfel de problemă să semneze chiar în mijlocul lucrării, printre moluz și printre acele, eu știu, probleme majore constatate, să știți că n-a fost o mai bine. Să găsești șupercile crescute în podea, în pardosea, să vezi mucegaiul pe pereți, să vezi căzute părțile de instalație electrică, lipsă căldură și multe altele, este clar că n-a avut o stare corespunzătoare. De ce? Eu zic că datorită implicării. Cu bani puțini, adică o mică izolare sau evitarea să ajungă apa să scurgă în această clădire, ar fi făcut posibil să
diminueze aceste probleme și acum să nu vorbim de costuri, am zis 3 milioane, poate să fie chiar mai mult, în funcție de acel material pentru izolarea fonică acestei săli, care are o suprafață destul de mare, plus reabilitarea tuturor sălilor și tuturor birourilor din această incintă. Poate fi folosită pentru diferite activități culturale, pusă la dispoziție pentru evenimente și pentru spectacole și cred că asta ne dorim cu toții și eu îmi doresc cel mai mult să o realizăm acest lucru cât mai repede. Constructorul care se ocupă de această lucrare este din este de la noi, din județul Gorj? Nu, este o firmă din București, lucrează cu oameni din zona noastră, sunt de la Târgu Jiu, din câte văd eu, cei care au adus betonul și o parte din muncitori sunt luați de aici, din zona Motu sau din apropierile municipiului Motu și ăsta este un lucru bun. Toți vorbim de acele locuri de muncă și aici să putem vorbi de câteva locuri de muncă create chiar de acest câștigător din altă zonă. Însă pe perioadă determinată. Da, este adevărat, perioadă mai scurtă sau mai lungă în funcție de domeniul de activitate al fiecarei firme care prestează pentru acest societate. Cum a spus dumneavoastră, da, aici suntem la kilometru zero. Și de ce vă spun kilometru zero? Deja am semnat contractul pentru o creșă nouă cu 40 de locuri, este undeva în apropiere la 50 de metri de această locație. Deci am acest lucru, este un spațiu generos unde vom putea amenaja inclusiv o parcare pentru a nu bloca și a fi fluidizat traficul și atunci ar fi legate toate, grădiniță, casă de cultură, primărie, taxe și impozite și de ce nu undeva în apropiere vom reuși să punem în valoare poate și acea locație pe care am preluat-o pentru realizarea unui muzeu al minerului sau al mineritului. Această investiție acoperă în totalitate necesarul de acum? La ora actuală aș putea să spun că da. De ce? La ora actuală, la creșa pe care o avem, avem undeva 19-20 de locuri, au fost și 28-40 de solicitări. Din păcate, unele am onorat, altele nu. Și observ că de la o zi la alta, oamenii au încredere și doresc să-și lase copiii la această creșă. Și atunci am considerat că 20 și cu 40 sunt 60 de locuri. Cred că pentru acest moment la care vorbim este suficient pentru această localitate și ar fi un lucru benefic. De ce? Această creșă realizată prin CNI, tot cu fonduri nu de la bugetul local, cu o valoare de peste 80 de miliarde lei vechi, va fi inclusiv dotată corespunzător cu tot ceea ce trebuie, cu tot de la A la Z, bucătărie, spălător, loc de joacă și camere special amenajate pentru cei mici. Și asta a fost o dorință a mea, suntem chiar printre primii care am semnat acea, cred că eu, al 23-lea contract, cred, dintr-un număr de 64 semnate în prima etapă și asta arată clar că suntem interesați și căutăm zi de zi soluții pentru a dezvolta comunitatea și pentru a veni în sprijinul dorințelor cetățenilor, nevoilor și necesităților acestora. Deci n-a fost simplu și ușor de la a identifica terenul, a pune la dispoziție actele cadastrale și multe altele, foraje, aprobări, dar cu toate acestea am reușit și am semnat contractul, s-a terminat și licitația, s-a desemnat un câștigător, are proiectare și execuție, din câte am înțeles eu, partea de proiectare ar fi aproape de final. Practic ar trebui în următoarea perioadă să vină direct pe teren, am predat amplasamentul CNI și CNI constructorului, am primit și procesul verbal pe care l-am semnat cu toții în acest sens și aștept să vină, cum spunem noi, să bage prima cupă pentru să se apuca de această lucrare. De cât timp ați așteptat această finanțare pentru noua creșă? Vor începe lucrările în perioada imediat următoare, având în vedere că vremea este capricioasă, azi e soare, mâine plouă. Eu aș dori mâine să înceapă această lucrare, am așteptat mult timp, am stat și permanent, am pistonat oarecum pentru a vedea ce se întâmplă cu această lucrare. Am depus și alte astfel de proiecte, inclusiv pentru o sală, pentru un bazin de not acoperit. Avem pentru o sală de 80 de locuri de sport cu un teren pentru basket, volei, pentru care am înțeles că deja a fost licitația, dar din nefericire există o firmă, o persoană juridică care contestă această licitație și oarecum a stopat și a îngreunat și n-am putut da drumul și la acest proiect și asta este un lucru negativ pentru noi. Mi-aș fi dorit ca și despre acest proiect să putem discuta și să vorbim acum că au început lucrările și chiar să fim prezente la ele, dar am convingerea că se va realiza. Am încredere și sper să rezolvăm și partea cu stadionul municipal Motu, pentru care am solicitat 3 milioane de euro reabilitare și modernizare. Ar fi un lucru
lucru extraordinar, având în vedere că avem o bază sportivă generoasă, o locație bună, și asta ar fi un lucru bun și pentru noi și pentru județ, putându-se realiza competiții sportive atât la Târgu Jiu cât și la Motru, și de ce nu toată această zonă, Valea Motrui, să poată să desfășoare anumite competiții la această bază sportivă. Având în vedere că toți suntem în zona de centru, aș vrea să amintesc de investiții pe partea de infrastructură rutieră. Aveți în execuție un proiect de reabilitare a străzilor din zona de centru a orașului, a municipiului. Care este stadiul acestor lucrări? Da, dacă vă aduceți aminte, în urmă când ați venit cu, nu știu, 2 luni, 3 luni, chiar acolo în spatele colegului, nu exista asfalt, da? Și era o problemă și un pericol real pentru conducătorii auto. Practic te trezeai cu cel din față pe contrasens, lucru care îl vedeți că s-a întâmplat la ora actuală, s-a asfaltat, s-au realizat marcajele corespunzătoare. Am reabilitat din buget local strada Tineretului și o parte pe lângă taxele și pe lângă fisc, pe lângă poliția municipiului Motru, din buget local o valoare de 5 miliarde lei vechi, pe care am finalizat-o, am terminat și marcajele pe acea zonă. Și avem zona de mijloc, care la ora actuală suntem la partea de marcaje și sper eu ca, nu știu, maxim o lună de zile să fie finalizat. Ce mai avem în acea zonă? Mai avem partea de iluminat public, montatul de stâlpi, lămpi de iluminat și prizele de pământ. Se lucrează și la aceste, și la acest obiectiv, iar astăzi, dacă vom ajunge, cred că se realizează marcajele, trecerile de pietoni, urmând ca și celelalte marcaje pentru parcări, în zonă realizându-se sute de locuri de parcare cu această ocazie, odată cu finalizarea și modernizarea acelei zone de mijloc. Da, am depus o documentație pentru partea de infrastructură cu o valoare de 15, dacă nu greșesc, milioane lei pe partea de, pe proiectul Angel Salini. Îmi doresc ca să putem să și semnăm acest proiect, să putem să ne apucăm de lucru. A fost aprobat? Din câte știu, da, și acesta și cel de extindere, canalizare și apă, care vizează anumite localități, sate, cum le numim noi, unde nu avem la ora actuală apă și canalizare și nu sunt prinse nici pe programul de modernizare al SECE Apa Regio SA, și atunci am considerat că este normal să aibă toată lumea apă și canalizare, nu este o moftă, este o necesitate. Adică grăbim lucrurile la satele Horăști, Leurda și Râpa, da? Da, e adevărat ce spune. Nu au nici apă, nici canalizare, nu? Am deblocat situația cu partea de apă. Era o lucrare, cred eu, recepționată din 2016, cu toate că țeava cea nouă, cum este cunoscută de către cetățeni, trecea prin fața gospodăriei și oamenii nu aveau apă, era un lucru dureros. De ce? Datorită faptului că nu era recepționat. La ora actuală pot să vă spun că am deblocat și această situație și împreună cu operatorul regional Apa Regio, azi putem vorbi că în Roșuța s-au branșat deja 15-20 de gospodării, în Ploștina alte 10, în Horă 7-8, și acest exemplu ar putea fi dat. Deci, practic, nu mai depinde de primăria municipiului Motru, ci depinde doar de fiecare cetățean și de fiecare gospodărie în parte să-și facă documentele necesare pentru a se branșa la țeava nouă de apă potabilă. În zona Roșuța aveau doar apă și mai au încă de la cariera Roșuța, care este apă menajeră, nu potabilă. Deci acum nu mai putem spune că nu au soluție, nu au variantă de a se branșa la rețeaua de apă nouă. Deci dacă nu s-a reușit din 2016 până în 2020, eu vă spun că în 2021-2022, chiar la începutul anului 2022, am reușit acest lucru. A fost un an de zile de muncă, un an de zile pentru care am căutat soluții de a finaliza această lucrare, recepționa și găsi varianta optimă și legală ca fiecare cetățean sau fiecare gospodărie să poată să branșeze la această rețea de apă. Ați reușit să finalizați lucrările pentru un alt proiect ce vizează reabilitarea străzilor, însă a celor periferice din localitate. La ora actuală putem vorbi de lotul 1, cum îi spunem noi, care cuprinde mai multe străzi, până la urmă sunt cu piatră. La noi le lumim străzi, prelungirea Teilor, Dafinilor, Lacului, Salciei și cele din zona căminelor de nefamiliști. Proiect pe care l-am depus, o valoare de vreo 13, dacă nu greșesc, milioane de lei. Proiect pe care am convingerea că va trebuie să-l semnăm și să-l începem în această perioadă, fie anul următor, fie acum la sfârșitul anului. Pe ele grăbim lucrările de infrastructură la apă și canal pentru a avea recepția finală pe aceste zone. În paralel lucrăm pe strada Motului și
Glogovenilor, unde avem acel segment de legătură cu râpa pentru a fi asfaltat și grăbim lucrările de canalizare și menajeră și pluvială, conducta de apă, dar și conducta extindere rețea de gaz. Un lucru important, în toată această perioadă, aproape 2 ani de zile, am reușit câțiva kilometri buni de extinderea rețelei de gaz în municipiu, spre Însurățeile, Urda, mergem spre partea de strămutare Ștucan și spre Râpa și lucrul acesta se vede. Cel din oraș poate însumează total peste 2 km, dar este printre blocuri și pe anumite străzi pe unde chiar nu exista rețea de gaze. Toate acestea necesită muncă, timp și răbdare. De multe ori apar și neprevăzute, rupi un cablu, rupi o țeavă, o conductă, toate acestea trebuie remediate. Am ținut foarte mult ca pentru partea de canalizare să ieșim și cu racordurile din partea de carosabil, să nu mai muncim sau să fim nevoiți peste 2 ani de zile să tăiem asfalt nou, lucru care nu-l voi accepta. A fost un pic de muncă pentru a aduce documentele la forma legală și corectă. Am adus la cunoștință operatorul la rândul dumnealor la executant. Executantul a început lucrările pe o parte, le-a făcut, dar întotdeauna știți când termină lucrarea se mai găsește câte un cetățean care ar vrea la nu știu ce teren să tragă, ne întoarcem înapoi, ajutăm pe fiecare, dar toate le facem cu drag, le facem cât sunt necesare pentru comunitatea noastră. Suntem la o altă investiție care s-a conturat frumos în municipiul Motru, mai exact este aproape de intrarea în oraș, în această localitate, și este vorba despre construirea unui bloc social. Când va fi finalizată această investiție, având în vedere că cei tineri cu posibilități financiare reduse, mă gândesc că pentru ei sunt destinate aceste locuințe, vor putea beneficia de ele. Am început lucrările la interior, practic suntem aproape de finalizarea acestor lucrări, s-au turnat șapele, s-au realizat instalații electrice sanitare, s-au montat inclusiv panourile solare pentru apă caldă pe acoperiș. Lucrăm și dorim să grăbim cât mai repede la partea exterioară această parcare și căi de acces. Cum vedeți, băieții lucrează la exterior, am pregătit oarecum și vopseaua, morsa pentru a da decorativa. Dorim să lucrăm cât mai mult la exterior cât timp ne permite vremea, după care să intrăm la partea de interior. S-au montat geamurile, tocăria, urmează și geamurile, ca să putem finaliza. Sper eu că la începutul anului următor această locație să fie finalizată, urmând ca în cel mai scurt timp, în 2023, să fie repartizate și un număr de 37 de familii să fie fericite că primesc o casă nouă, o casă, atenție, dotată cu totul de la A la Z. Când spun acest lucru, este un adevăr, este o realitate. Colegii lucrează la partea de achiziție, vor avea inclusiv mobilier și inclusiv lingură și furculiță. Deci, practic, această locație va fi dotată de la A la Z cu tot ce este necesar pentru o familie, pentru a avea o locație corespunzătoare. Sunt multe persoane din Motru care au nevoie de această locuință? Sunt foarte multe persoane din Motru și o să fim foarte atenți la persoane care chiar își doresc și doresc să rămână aici în Motru. Nu voi accepta niciodată pe acei profitori care au și gândesc așa, pot să fenteze oarecum primăria municipiului Motru să obțină o locație nouă, nu, să-și ia gândul de pe acum. Va trebui să avem curajul să le spunem adevărul. Practic, parterul va trebui să fie în mare parte pus la dispoziție persoană cu dizabilități, persoane, oameni, tineri care au nevoie de locuință. Nu poți să urci la etajul 3-4 o persoană cu astfel de probleme. Iar restul locației o să fie pus la dispoziție pentru oameni care au nevoie și își doresc acest lucru, oameni care se bucură și vor să le păstreze în condiții optime aceste locații. Voi fi foarte riguros și, cum le-am spus colegilor mei, mi-aș dori să nu cunosc nume. Aș vrea, dacă se poate, să fie un cod, să nu mă intereseze că îl cheamă Ionescu Popescu și este relația lui nu știu cine. Nu mă interesează acest lucru și acest aspect. Doresc clar să fie persoane care chiar au nevoie, își doresc cu foarte mare ardoare o astfel de locuință și au nevoie de ea. Acoperă necesarul aceste locuințe? Nu care sunt necesar, în... clar și 200 de locuințe dacă am avea n-ar fi de ajuns pentru oamenii din Motru și pentru tinerii din Motru, dar cred eu când ați venit dumneavoastră, cred că eram undeva la parter, în urmă cu vreo jumătate de ani de zile, și acum se vede că deja am ajuns la etaj. Este adevărat că termenul a fost de un an de zile, posibil să-l depășim și îl depășim sigur, ținând cont de faptul că pentru o placă, dacă e să o luăm tehnic, ar trebui să stai 35 de zile să nu circul pe ea, să nu lucrezi pe ea, sunt
5 sau 6 astfel de plăci turnate și la un simplu calcul 6 ori 3 sunt 180 de zile. Deja din prima s-au cam dus aproape 6 luni de zile numai pentru a turna plăcile. Deci consider că fiecare și-a dat interesul, s-a muncit într-un ritm alert. N-a fost atât de simplu să treci prin această perioadă cu pandemie, prin această perioadă când toate au luat o razna, prețurile s-au scumpit, materiale n-au fost de găsit, anumite tipuri de materiale și toate au necesitat o muncă, documente, răbdare, nervi, dar până la urmă suntem la acoperit, suntem la partea de finisări și asta este un lucru bun. Ați primit solicitări mai multe după ce oamenii cărora le sunt destinate aceste locuințe au văzut că, de fapt, ce ați spus este un vis devenit realitate? Să știți, când am început această lucrare, că am început-o de la iarbă, nu a fost nimic, deci nu poate să spună ceea că a fost ceva. Nimeni nu credea. Azi începe o groapă ca alte, multe alte locații și rămâne părăsită. Nu se întâmplă așa ceva și nu se va întâmpla. Nu credeți că n-am avut probleme și au fost mari probleme, poate am avut discuții aprinse cu colegii din cadrul primăriei, dar toate au fost constructive, tocmai pentru a face ceva, pentru a demonstra că putem și împreună cu sprijinul lor, chiar dacă mai avem anumite discuții aprinse pe parte de proiect, întotdeauna am găsit varianta bună. Nu este atât de simplu, sunt și acele părți externe care caută să te sperie, să nu te lasă să te dezvolți, să pună piedici, acele informații apărute în mediul online, lucruri care sunt total neadevărate, lucruri care până la urmă se demontează când vede omul crește de pe o zi pe alta, această locație ca și toate pe care lucrăm și pe care le avem, inclusiv aceasta de lângă dumneavoastră, este o pistă de biciclete pe care nu am abandonat-o, avem anumite lucrări pe partea de stradă, de glogovenilor și motrului pentru a reface și a băga canalizarea, apa, gazul și canalizarea pluvială în acea zonă, după care constructorul va reveni și va continua și cu aceste piste de biciclete. Nu va rămâne nimic așa, va trebui totul să fie cum este în proiect și de ce nu chiar mai bine. Suntem la Spitalul Municipal Modru, aici unde au loc investiții. Este vorba despre o reabilitare a spitalului. În ce stadiu sunt lucrările? Ultima dată când am venit și am vizitat șantierul, ambulatorul cred că era în stadiu incipient. Este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră. Acum vedem că este acoperit, se lucrează la interior. Pot să spun că nu sunt atât de mulțumit de stadiul acestei lucrări. Practic ar fi trebuit să fie mult mai înaintată. Avem de realizat licitație pentru echipamente și mobilier, echipament modern pentru acest ambulatoriu. Vorbim de un aparat pentru raze foarte modern. Va trebui să-l achiziționăm, să facem licitația și să avem și locația unde va trebui montată. Suntem oarecum în întârziere, dar sper să recuperăm. Până la urmă, motive obiective, cu toții le știm, acest blocaj, acea pandemie, acea creștere bruscă a prețurilor, lipsa materialelor de multe ori, închiderea anumitor dealer sau, eu știu, distribuitori de materiale și multe alte lucruri care în urmă cu ceva timp, 2 ani de zile, 1 an de zile, nu puteam să discutăm despre ele. Acum am trecut prin ele și am văzut că toate acestea au stagnat oarecum multe lucrări. Este un lucru bun că n-au plecat oamenii de pe șantier, adică constructorul, și să muncește. Este adevărat, cum v-am spus, că stadiul trebuie să fie poate mult mai avansat, dar până la urmă este bine că se realizează și că se va realiza și finaliza și acest obiectiv. Când se va întâmpla acest lucru? Eu mi-aș fi dorit ieri să întâmple acest lucru, dar cred că tot până în luna aprilie-martie anul următor să fie finalizat și acest obiectiv. Chiar dacă va fi să prelungim oarecum, este bine că se întâmplă și se va finaliza. Ați văzut că în alte zone oamenii au plecat, au abandonat șantierele și asta nu se întâmplă la Modru pe niciunul din obiective. A fost foarte greu să-i convingi, să-i înțelegi, să-i sprijini, să-i ajuți din toate punctele de vedere. De la financiar până la emiterea anumitor documente, până la găsi constructor, ăsta este rolul nostru, să-i sprijinim, să-i ajutăm ca să ne termine aceste investiții pe care ni le-am propus cu tot. Cum se vor reflecta acestea în serviciile medicale de care vor beneficia cetățenii orașului Modru după finalizarea lor? Eu zic că în bine. La ora actuală avem și este aproape de finalizat încă o investiție majoră a Spitalului Municipal Modru de 3 milioane și ceva de euro, ce a vizat
echipamente contra COVID, măști, halate și așa mai departe, dar și multe alte echipamente moderne. Practic, acum putem vorbi că Spitalul Municipal Motru are schimbate toate paturile, toate salterele, noptierele, echipamente noi pe diferite secții, oftalmologie, chirurgie, sală de operație modernizată și echipată corespunzător. Avem inclusiv acele paturi moderne pentru ATI 5 la număr, care nu existau sau erau acele paturi stil vechi, mai multe pătuțuri speciale, incubator, cum se numește, pentru nou-născuți, lucru care este bine să le ai. Vorbim acum la Spitalul Municipal Motru de o instalație de oxigen modernă pusă în funcțiune, care asigură oxigen pentru toate saloanele din spital. Vorbim de un incinerator al resturilor medicale care este funcțional. Și vorbim de multe, multe alte lucruri care se întâmplă, sterilizator modern pentru echipamentele necesare în această activitate. Deci aceste lucruri nu au fost, există acum, nu sunt lucruri care să le vezi ca pe un asfalt, o locație, dar există și avem cu ce. Sunteți un edil tânăr și vă doriți o modernizare a localității. În ce constă mai exact și cum se va concretiza acest lucru? Da, este adevărat, în fiecare zi ne preocupă acest lucru. Am depus un proiect pe AFM pentru iluminatul public modernizare. Îmi doresc ca anul următor să putem realiza un complex de fitness, de sport pentru tinerii din municipiul Motru cu acele echipamente de sport, chiar echipamentul pentru persoane cu dizabilități și ei sunt oameni și au nevoie de recreație, au nevoie de sport, au nevoie de mișcare. Ne dorim în continuare modernizarea rețelelor de infrastructură rutiere, semne de circulație, extinderea rețelei de gaz, apă, canalizare, reabilitarea blocurilor. Am demarat procedura și documentele pentru număr, pentru un set de 10 blocuri care ar trebui, dacă reușim să găsim sursa de finanțare corespunzătoare, anvelopate, acoperite, reabilitate subsolul din punct de vedere al instalațiilor electrice, termice și sanitare. Și ăsta ar fi un lucru bun. Este adevărat că dorința oamenilor este mare, este pentru a realiza cât mai multe și cât mai repede, dar din păcate ne dorim și noi acest lucru, dar nu avem posibilitatea nici financiară și de multe ori nici documentele sau cerințele care să pun nu le respectăm. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. O zi frumoasă. Doamnelor, domnilor, de aici, din municipiul Motru, eu îmi au rămas bun. Sper ca imaginile pe care le-ați văzut și toate informațiile pe care le-ați aflat să vă fie de folos. Sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!